Salutare tuturor! Bine v-am găsit la o nouă ediție Cine Babble, cinema spus altfel. O emisiune despre film, actori, regizori, echipe de producție și tot ceea ce aparține de cinematografie. Astăzi vom discuta despre un film minunat, aș spune eu, a cărui poveste, cred că cei mai mulți dintre noi o știm deja, Pinocchio. Dar, nu oricare Pinocchio, ci acela regizat de Guillermo del Toro. Înainte de a da drumul acestei povești, să vă reamintesc să ne lăsați în comentarii, pentru cei care l-ați vizionat, bineînțeles, ce v-a plăcut sau ce nu v-a plăcut la acest film. Dar acum, hai să vorbim despre filmul ăsta inspirat din povestea lui Carlo Collodi, Aventurile lui Pinocchio. Ready? 3, 2, 1, go! 1. Procesul de lucru la Pinocchio a durat 15 ani. Da, ați auzit bine. 15 ani. 15 ani. Guillermo del Toro s-a străduit din răsputeri să obțină finanțare pentru acest proiect. Și până la urmă, cine credeți că i-a dat finanțarea pentru acest proiect? Aveți idee? Netflix. 2. O zi de muncă la producția filmului Pinocchio avea ca rezultat 5 secunde din materialul final filmat. Da, da, ați auzit bine. 5 secunde. Au fost necesari 3 ani de când s-a strigat acțiune până la finalizarea acestui film. 3. Tema majoră a lui Pinocchio, regizat de Guillermo del Toro, cred că i-a luat puțin prin surprindere pe mulți spectatori. De ce? Pe cum de ce? Conceptul de război apare amenințător în povestea asta, apare lejeră. Să vezi salutul nazist într-un cadru animat? Eu cred că e destul de șocant. Apoi bombe, arme, avioane de luptă. Toate ne întorc cu gândul la domnia lui Benito Mussolini, părintele fascismului. Acesta este umorul lui Guillermo del Toro și l-a găsit exact unde trebuie. 4. Să revenim la producție. Să facem un exercițiu de imaginație, da? Ca să miști un singur personaj, pentru o secundă, ai nevoie de 24 de cadre. Clar până aici, da? Bun. Acum, multiplică asta cu un film de 2 ore. Adică 7200 de secunde. Asta reprezintă matematic 172.800 de cadre. Da, ați auzit bine. 172.800 de cadre. Guillermo del Toro spunea: "We were working with over 60 units at the same time. Some units were going down, some units were going up. Some units were in preparation, but they were all shooting or preparing concurrently." Și, înainte să mă întrebați, da, a fost totul făcut manual. It is not a computer-generated character. It's all done by artisans. Păi, ce să mai zic? E o nimica toată, nu? 5. Încă un aspect important. De obicei, un regizor dă casting pentru a alege actorii care să interpreteze vocile diferitelor personaje. Da? Și alți animatori vor lucra pentru a le aduce la viață. Cred că mulți știți asta. Dar aici nu s-a aplicat acest proces. Del Toro a dat casting pentru animatori și fiecare dintre aceștia a animat personajul care i s-a potrivit cel mai bine. Și uite să vă dau un exemplu. De exemplu, scena din dormitor dintre Pinocchio și Geppetto a fost realizată de către un singur animator pe parcursul a 2 ani. 2 ani pentru o scenă? Numai atât? 6. Și o ultimă curiozitate despre Pinocchio lui Guillermo del Toro este faptul că povestea lui Carlo Collodi l-a vrăjit pe al nostru Guillermo de când avea 20 de ani. De atunci el a cochetat cu ideea realizării acestui film.
ca să vezi la ce se gândesc unii. Plictisitori oameni ești. Total fără imaginație și fără un scop în viață. Gata, gata că vorbesc numai prostii și vă invit să vizionați acest film dacă nu l-ați vizionat încă. Iar dacă l-ați vizionat și v-a plăcut foarte mult, mai faceți-o încă o dată, că nu pierdeți nimic. Eu vă mulțumesc că m-ați suportat încă o dată la Cine Babble, cine m-a spus altfel, și până data viitoare vă las în compania lui Pinocchio. Și să nu mințiți!